plin, lăudând pe Dumnezeu printr-o cântare. Îmi place foarte mult cartea aceasta, o carte veche, Cântările Domnului, numărul 89, N-ai asemănare. Și mă va ajutați, da? N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și în cuvânt. Îți cântăm osana Dumnezeului slăvit pentru mântuirea ce în Iisus ne-ai dăruit. Doamne, cu umilință, pentru că stăm în fața unui Dumnezeu sfânt, atotputernic, Creatorul nostru, Dătătorul de viață, Doamne, și îți mulțumim că suntem la oaltă, Doamne, Ție ne închinăm, Doamne, Ție, pe Tine te proslăvim, pe Tine te onorăm și pe Tine te glorificăm. Binecuvintează-ne cum stăm înaintea Ta, binecuvintează fiecare suflet care a pășit în această casă de rugăciune, Doamne, și te rugăm ca să ne binecuvintezi, Doamne. Te rugăm ca să binecuvintezi orice program, orice poezie, orice cântare care va fi înălțat. Cuvântul Tău, vestitorul cuvântului Tău din această zi, Doamne. Doamne, nouă, Doamne, ca și copii ai Tăi, Doamne, avem atât de învățat, avem atât de crescut, Doamne. Te rugăm ca să ne deschizi mințile și inimile, ca să pricepem cuvântul Tău, să-L trăim, Doamne, și să răspândim mesajul Evangheliei, că Tu ești calea și că Tu ești adevărul, că Tu ești viața, Doamne. Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru că suntem la oaltă, pentru frățietatea care e aici, Doamne. Ne rugăm pentru creștinii care se adună în această duminică, Doamne, pretutindeni pe această țară, în acest stat, Doamne, trebuie ca să binecuvintezi, Doamne, și o flacără, Doamne, flacăra evangelizării, Doamne, să lumine, Doamne, pretutindeni, Doamne, încât acest pământ, Doamne, care este sub obrocul întunericului, Doamne, să te cunoască pe Tine, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Luați loc și în această dimineață vă spunem din nou un bun venit în casa Domnului și așteptăm lucruri mari, lucruri frumoase, pentru că avem un Dumnezeu mare și un Dumnezeu frumos și atotputernic care este Domnul nostru, care îl putem în viețile noastre. Doamne, binecuvintează adunarea din această zi, Doamne, și să ne simțim bine în prezența Domnului. Pentru începutul programului, în această dimineață rugăm ca corul tineretului vor avea câteva cântări și după aceea vom anunța anunțurile și mesagerii în această zi.
Proverbs 3, 1 through 4. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Thank you.
binecuvinteze și să-i păstreze curați și lângă El întotdeauna. Amin. În continuare, sora Lidie Lup cu o poezie și mă rog ca Dumnezeu să o binecuvinteze și pe sora Lup. Are un talent deosebit de a recita aceste poezii și este har să o ascultăm în numele Domnului. Pe ape. Vâsleau apostolii pe mare și stelele ca flori de april îi însoțeau din depărtare către Galil. Purtau în pieptul lor pescarii un sens înalt, răscolitor și un cântec sfânt pe albastre arii plutea ușor. Purtau în ei un chip, o slavă, cuvântul marelui mister. Părea că pământeasca navă plutea spre cer. Deodată, dușman al visării porni un freamăt în galop. Se încreți oglinda mării, veneau nori grei deasupra zării, snop după snop. Cu muget apele în stivă, cădeau pe lături în prăval, luptând cu vântul împotrivă, corabia plutea în derivă din val în val. Erau de mult trăiți cu marea, de prunci cei 12 frați, dar vai, titanii spumevăgați, lături cu spinarea, tot mai turbați. Apostolii, scrutând urgia, zadarnic se uitau mereu. Ah, nu venea Iisus, Mesia, îi va înghiți pe veci mânia lui Dumnezeu. Trecură ceasuri lungi și iată, în besna fără de hotar, corabia părea uitată ca un sicriu lăsat în sloată, fără gropar. Atunci, în urma lor, departe, ca o nădejde care alină, zăriră în noapte o lumină, o zare între vis și moarte, de care sufletul se anină. Frumos, dar nu ca Absalon, ci ca un psalm în zvon de harfă, venea un rai cu chip de om și apele-i stăteau sub talpă. Vedeți? Acolo e o zare. Vai, vine cineva spre noi. E un înger, e o arătare, e un strigoi. Ba nu, ați auzit? Ne cheamă. E un om în mijlocul furtunii. Eu sunt. Să nu vă fie teamă. E el, rabunii. Ioan se înalță ca un cedru, Andrei răsufletul își ține. De ești tu, Doamne, strigă Petru, hai, cheamă-mă să vin la tine. Da, Petre, vino. Se înalță Simon peste pupă și pieptul-i gata, gata să se rupă. El face în apă primul pas. Priviți, în valuri ce nechează, în coame de stihire bele, credința unui om creează granit sub ele. Mai fă un pas și încă, apostolul de freamăt plin venea spre tainicul rabin, el salcia schimbată în stâncă. Simțea că cerul întreg e aproape, că mii de îngeri vii pe vânt. Întâiul om de pe pământ mergea pe ape. Iisus zâmbea,
din veșnicie voia să-și crească în duc făptura și acum ea biruie natura, ce măreție! Dar, vai, învinsă o secundă se întoarce firea la asalt, cu piept mai dur și mai înalt, se zvârle în marea furibundă. Iar Petru, brâul îți descinge, se aruncă în not lovind cu amar. Oprește-te, viteaz pescar, să lupți cu valul, e în zadar, te va învinge. În suflet apele pătrund, grăbind asupra lui să treacă. Ah, Doamne, apele mă neacă, mă duc la fund. De ce ai privit la valul în spume? Credința cât se înfripă, se pierde toată într-o clipă. Cât voi mai fi cu voi în lume? Și mână în mână împreună, Iisus și Petru vin acum, călcând pe ape ca pe un drum, stăpând pe val și pe furtună. Râzând smerit ca un copil, se întoarce Petru, blând erou, răsar pe boltă flori de april, pornind sub ultimul ecou, apostolii vâsleau din nou către Galil. Credința e un drum pe ape. Să lupți cu valul de păcat fără Iisus, ești condamnat și n-are cine să te scape. Dar dacă vrei să învingi talazul, nu te arunca, vei fi răpus. Apucă mâna lui Iisus, pe pieptul lui să stea obrazul. Privește jertfa lui divină, adoră gândul său mereu, plutind alături, în lumină, mai sus de legi, mai sus de tine, spre Dumnezeu. Amin. Pace, mă bucur să vă văd fețele din nou, mă bucur, ne-am întors acasă, am fost în Atlanta duminica trecută și timpul este cam înaintat, de aia nu o să vă plictisesc cu detalii, probabil că vă plictisesc cu altă ocazie, cu detaliile. Aș vrea doar să spun un bun venit în mijlocul nostru, în primul rând, în dimineața aceasta. De mult timp n-am mai fost aici, dar nici nu mai știu când, fratele Adi Rus, de la Chicago. Dânsul e destul de familiar așa cu Houstonul și mi se pare că a petrecut ceva timp aici și pe urmă s-a dus la, așa cred că într-un moment de nebăgare de seamă, s-a dus la Chicago la frig. Frate Rus, bine ai venit între noi, ne bucurăm că ești aici și sper să te mai vedem. Dacă vreți să știți ce ne leagă, ne leagă lucrarea de la tineret din Chicago, din vremea aceea când împreună cu fratele Mihiță Gălățeanu, cu fratele Răzvan, cu Alex, cu cine mai sunt, pe care îi uit, Amy, Andy, toți cei, Alina, Dani, până după un timp. Și ne bucurăm că din nou ne revedem. Și vorbind de bucurie și de Chicago, David Gălățeanu, frate de corp cu fratele Mihai Gălățeanu, o va lua în căsătorie pe sora Melissa Nagy, duminica viitoare. Ca să știți anunțul oficial, așa trebuie să sune. Am vorbit, am avut timp de consiliere cu ei și îi binecuvintez în numele Domnului. Sunt o pereche de tineri care au frica și, frica și temerea și dragostea de Domnul în inimă și ne bucurăm de ei. Duminica viitoare, după serviciul de dimineață, mi se pare la ora 3 va începe nunta. Așa că programul de duminica viitoare după masă va fi suspendat. Deci ne întâlnim dimineață când avem cina Domnului împreună și programul de după masă va fi suspendat. Am omis ceva în urmă cu 2 săptămâni și mi se pare că nu știu dacă a fost anunțat. Un frate tânăr din Arizona care a venit aici între noi, and I don't know if you want me to pick on you, but I'm doing it anyway. Can you stand up and introduce yourself and just kind of tell us a couple of things? And I know că n-am știut prima duminică,
cu cine, despre cine vorbesc, de aia n-am și îmi cer iertare, n-am făcut anunțul. Stăm toți împreună și ne bucurăm. Bine ai venit între noi, frate Brian Munteanu, vă rog să-l îmbrățișați la ieșire și să spuneți bun venit. I'm sorry că e cam târziu bun venitul nostru, dar ne bucurăm că ești cu noi. Vineri seara avem studiile, ca de obicei, cu tinerii și după aia cu frații mai în vârstă, de la Estera. De data aceasta vom fi în capitolul 7-8 și vă invităm să veniți la rugăciune și la studiu. Vom avea spre sfârșitul lunii o binecuvântare în luna martie și până atunci Domnul să țină pe micuța fetița fratelui Manu și sorei Leta cu sănătate și să-i dea creștere și după voia lui să o întărească. Fratele George Șerban este între noi, se va prezenta fratele mai încolo, va avea și mesajul din partea Domnului și ne rugăm ca Domnul să-i dea har și belșug în răspândirea cuvântului și să întărească lucrarea care o face. Dar ne va spune fratele pe urmă atunci când va veni în față. De seară corul bărbătesc este invitat să vină, veniți puțin mai repede. De fapt, invitația asta o fac tuturor. Veniți puțin mai repede la biserică. Că dacă venim la 5, nu începem la 5. Veniți ca să putem începe și să lăudăm pe Domnul, să ne bucurăm și în închinare, cu cântare, cu poezii, cu ce avem și în vestirea cuvântului. O veste puțin mai tristă. Fratele Lazar nu e bine. Nu vreau să vă speriu prea tare, dar a slăbit mult în ultimul timp. A fost și internat odată și nu știam cât să am vorbit cu sora Dana, cât să anunț, cât să n-anunț, dar să ne rugăm pentru dânsul. E mai slăbit și cred că medicamentele care îi le dă doctorul va ajuta puțin și familia are speranță, avem și noi speranță și în Domnul. Domnul să-l întărească și să-i dea ușurare așa din ceea ce, prin lucrurile prin care a trecut. Păstrați-l, vă rog, în rugăciune. Ultimul anunț înainte de o cântare în comun. De fapt, ultimele două anunțuri. Melissa and David, please stand up. Așa ca și mulți alții înaintea lor, au făcut cerere specială înscris să devină membrii ai adunării, de aceea mi le-au dat mai de mult, dar fratele David, lucrând în industria asta petrolieră, pentru ei nu e așa programul cum e pentru noi care lucrăm de la 8 la 3 și până venim acasă. Dânsul e plecat mai mult, câte 2-3 săptămâni la rând, sau nu știu, cam așa. Și în dimineața aceasta e aproape ultima, puteam să facem nunta oricum, dar și-au exprimat dorința de mai demult să fie primiți membrii ai acestei biserici. Nu de aia facem primirea astăzi, ci pentru că mi-au dat formele alea în urmă cu vreo 2-3 săptămâni și n-am mai apucat, sau chiar 4, și n-a fost prilejul potrivit. Dar astăzi îndemn și cer bisericii să ridice mâna dacă sunteți de acord să-i primim în părtășia noastră. Abțineri, împotriviri, dar frate, dacă ai pus-o așa, păi nu ridică nimeni mâna. Mai bine așa. Fiți bineveniți să vă dea Domnul rodnicie și să vă păzească și la începutul căsniciei și să vă facă să vă găsiți locul în împărăția Lui, unde să fiți activi. Amin. Puteți să ocupați locurile și fiți bineveniți între noi. Mai am încă una și aia o lăsăm pentru duminica cealaltă sau pentru viitor. Astăzi avem de fapt și astăzi și acum și de seară, un eveniment special, colecta. De ce spun că e special? O să ziceți că mi-am pierdut mințele. Nu mi le-am pierdut, cel puțin nu complet. Vrem să schimbăm rânduiala asta. De obicei pierdem mult timp la colectă. O să avem o cutie acolo în spate, gândiți-vă la lucrurile astea, o să avem o cutie acolo în spate în care cei care sunt îndemnați să dați
Să nu trebuiască să așteptați să vină tinerii cu cu punga, cu pleșu, cu pe la dumneavoastră. Și o să cred că e mai bună rânduiala așa. O să o punem acolo în spate și fiecare, cum îl îndeamnă inima să dea Domnului, își va pune cecul, ce puneți acolo în spate și într-o cutie și să fie și lucrul ăsta făcut cu rânduială. Altfel, și vă spun una dintre piedicile astea, e că cântăm un verset de cântare timp în care ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Ne închinăm în cântare, ne închinăm cu darurile de bunăvoie, lăsați închinarea asta să fie făcută în mod personal, așa când treci pe acolo și pui ceea ce ți-a pus Domnul pe inimă, pui în cutie. Și atunci cântarea, când o cântăm, putem să ne gândim la cântare. Fratele Răzvan mi-a dat mie cântarea asta, s-o dau, și cântarea se numește Vreau să te fac pescar de om, pescar de om, pescar de om. Vreau să te fac pescar de om. Nu știu dacă prindeți mesajul cântării. Ok. Dar să ascultați mesajul și să ne însușim fiecare dintre noi. Domnul, să o țineți și pe mine la fel. Mai am un... de la Atlanta am adus două cărți, unul dintre dumneavoastră le-ați văzut deja, dar sora Camelia Siminescu ne-a mai dat câteva, i-am spus că avem nevoie de ceva cărți pentru copii. Are Discover Romania Coloring Book. Așa că toți cei care aveți copii de la vârsta de 25 de ani în jos și cărora le place să coloreze, cartea aceasta puteți să o luați. Avem vreo 12 exemplare, 11 unul am dat deja. Pe spate scrie 1699. Noi plătim cărțile astea de la adunare și vă încurajăm să faceți o donație pentru biserică în privința aceasta. Dar o să-i trimitem sorei Camelia un cec pentru toate cărțile și astea, nu știu, vreo 10 sau câte avem, pentru tot ce avem. Așa că dacă le găsiți, asta la altă se numește The Second One. Do you guys have the pictures for this one? Yeah. Cetățeni a două țări și al cerului. Cetățean, I'm sorry. A două țări și al cerului. Frânturi din lucrarea și viața lui Petru sau Pit Popovici. Dacă vreți să citiți, dacă vreți să colorați, dacă vreți să vă inspirați din lucrarea care a făcut-o Domnul prin viața fratelui Pit, vă rog să căutați. Mi se pare că sunt acolo la intrare. Luați și atunci știți datoria care o aveți. Pentru cealaltă, The Suggested
donation is $15. Așa că sugerăm 15. Așa se face. Când vrei să dea lumea mai mult, spui cât se sugerează. Și restul decurge de la sine. Domnul să vă întărească și prin lucrarea aceasta și să vă... și la fiecare dintre noi să ne dea avânt în lucrare și să nu uităm promisiunea care o facem și chemarea de a fi pescar de om. Vorbind despre pescar de om, fratele George Șerban e în mijlocul nostru, aici în față, frate. De fapt, all the way, până la amvon, până sus să nu te oprești. Acum, poți să vii acum. Este misionar, fratele vă spune, din lucrarea care o face și când își termină prezentarea, fratele ne va aduce și un mesaj din partea Domnului. Ascultați cu mintea, cu inima și Domnul să ne călăuzească și să ne dea îndrumarea Lui și în dimineața aceasta. Fii binevenit, frate. Amvon. Pace și bună dimineața! Aș dori să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață 1 Timotei, pardon, 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 7. Haideți să ne ridicăm în picioare la citirea Cuvântului lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 7. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Luis, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Amin. Haideți, așa cum stăm, să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim că a venit în lumea noastră și ne-a răscumpărat din păcatele noastre, din greșelile noastre și ne-a iertat de orice păcat și ne-a scris numele în cartea vieții. Și astăzi putem să fim plini de bucurie și de siguranță și siguranța noastră stă în promisiunile Lui. Și, Doamne, pe această credință vrem să ne zidim viețile noastre. Pe această credință în Domnul Iisus Hristos vrem să ne așezăm viețile noastre și în această zi. Și dorim să fim încurajați prin cuvântul Tău, așa cum am fost încurajați și prin cântări și prin rugăciune. Dorim, Doamne, ca numele Tău să fie înălțat și binecuvântat în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați așa cum ați auzit. Mă numesc George Șerban, sunt din România, deloc sunt din nordul țării, din orașul Baia Mare, dar în urmă cu vreo 17 ani Dumnezeu ne-a călăuzit și ne-a dus în sudul României, în Oltenia, în județul Olt, în orașul Drăgănești-Olt, în acea zonă de țară mai aridă din punct de vedere spiritual și chiar și fizic. Statisticile spun că din 500.000 de locuitori ai județului Olt, 0,05 sunt credincioși evanghelici, adică baptiști, penticostali și creștini după Evanghelie. De asemenea, 80% din locuitori sunt fără locuri de muncă. Și sigur că pare un context nefavorabil și descurajator, deprimant chiar, să te muți într-o zonă ca și aceea, fără creștini,
fără să fii înconjurat de creștini, fără să știi exact ce să faci și cum să faci, dar cel mai important lucru în această lucrare, în această lucrare de plantare de biserici a fost și este chemarea pe care Dumnezeu ți-o face. Chemarea. Și am simțit această chemare din partea lui Dumnezeu, confirmată de biserica locală de unde devin. Dar în contextul acesta nefavorabil, spuneam, Dumnezeu ne-a dat o promisiune. Și promisiunea Lui stă și este în cuvântul Lui. În Isaia, capitolul 35, cu versetul 1, spune că pustia va înflori ca trandafirul. Asemenea unui pământ uscat de seceta verii. Așa este și zona aceea, așa a fost și zona aceea, și promisiunea lui Dumnezeu pentru noi a fost că acea pustie va înflori ca trandafirul. Și am început să ne rugăm, bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, că El este Cel care ne-a chemat, că El este Cel care ne-a înzestrat și ne susține în continuare și va face ca cuvântul Lui să nu se întoarcă fără de rod. Și am început să ne rugăm ca alte persoane să vină alături de noi ca împreună să împlinim nevoile spirituale ale oamenilor, considerând că este cea mai mare nevoie. Cea mai mare nevoie a oamenilor este nevoie de Evanghelie, dincolo de orice altă nevoie fizică, pentru că toate acestea fizice sunt trecătoare, sunt efemere. Dar sufletul omului este veșnic și are o valoare inestimabilă. De aceea am început să mergem pe stradă și să predicăm Evanghelia, începând cu copiii, cu tinerii, cu adulții, cu familiști, și nu am ținut cont de persoane, dar am predicat și am răspândit Evanghelia, împlinind în felul acesta nevoile lor spirituale prin predicarea Evangheliei, prin evangelizarea celor necredincioși, dar de asemenea și prin ucenicizarea celor care îl acceptau pe Domnul Hristos în viața lor, pentru că a fi credincios în Oltenia, sigur că înseamnă a fi pus sub anumite presiuni care vin din partea familiei, dacă unul dintre familii, din familie, un membru al familiei se convertește, sigur că sunt presiuni asupra lui. De asemenea, presiunile pot veni din partea vecinilor, din partea preotului, de ce te-ai pocăit, de ce te-ai dus acolo, dacă te mai duci acolo și așa mai departe. Ei, într-un context ca și acesta, oamenii au nevoie să fie încurajați, întăriți, consolidați în credința lor. De aceea considerăm în continuare că ucenicizarea după evangelizare este foarte importantă. Dar ne-am uitat să împlinim și nevoile fizice ale oamenilor, nu doar nevoile spirituale. Și ne-am uitat la copiii fără educație, a căror părinți nu încurajează să meargă la școală, pentru că au această minte limitată. Dacă termină 8 clase, dacă termină 5 clase, este suficient. Nu are importanță așa multă școală. Și Dumnezeu ne-a călăuzit să deschidem acest program pe care noi îl numim program After School, în care 25 de copii de luni până vineri sunt învățați să scrie, să citească, să fie încurajați să se integreze într-o școală publică și în felul acesta să fie prevenit abandonul școlar. Și ce este frumos e că prin copii aceștia ajungem la inima părinților cu care avem programe evanghelistice. Și mai frumos de atât este că atât copiii cât și părinților sunt expuși Evangheliei și vedem astăzi cum Dumnezeu a lucrat și lucrează în viețile lor, întorcându-se la El, primindu-L pe El ca Domn și Mântuitor. De asemenea, ne-am uitat și în atenția noastră sunt oameni cu dizabilități, oameni mobilizați la pat. Fie că unul dintre parteneri a decedat, fie că este singur, plecat, părăsit poate chiar de copii care sunt plecați în Europa după un trai mai bun. În atenția noastră, spuneam, sunt acești oameni și 15-20 de persoane sunt vizitate de două surori din biserica noastră și sunt ajutați atunci când sunt vizitați să li se administreze tratamentul, să li se schimbe pampersul, să li se facă curățenie în casă. Și din anul acesta, din luna ianuarie, cu ajutorul unei surori minunate de aici, din biserica dumneavoastră, reușim o dată pe săptămână să le ducem mâncare acasă.
Dar mai mult de atât, oamenii aceștia au nevoie să fie ascultați, au nevoie să fie înțeleși, cineva să se roage cu ei, cineva să le citească din Scriptură. Și iată că surorile noastre din biserică care fac aceste vizite împlinesc și acest scop și spunem ca Domnul să îi binecuvinteze. De asemenea, am văzut oameni fără adăpost, oameni care nu au o locuință. Și Dumnezeu ne-a călăuzit și am înțeles că trebuie să zidim o casă, o casă, un centru de zi. Și în felul acesta, oamenii aceștia sunt expuși cuvântului lui Dumnezeu și într-un fel sau altul ei înțeleg cine este Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Și toate acestea slujiri nu sunt doar pentru a împlini nevoile lor fizice, spun încă o dată lucrul acesta, ci pentru a fi expuși Evangheliei. Și prin harul lui Dumnezeu, de la începutul lucrării până în prezent, au fost plantate 8 biserici în acel pământ arid, în acel ținut pustiu, uscat ca de seceta verii. Dumnezeu este credincios și și-a împlinit promisiunea. De asemenea, avem 17 puncte de misiune și continuăm să evangelizăm și să ucenicizăm, să întreținem și să ne extindem. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Toate acestea pentru gloria Lui și pentru mântuirea oamenilor. Dar bineînțeles că nu de puține ori am fost descurajați. Descurajați datorită tensiunilor din echipă. Descurajați datorită tensiunilor din familie. Descurajați poate datorită nevoilor. Descurajați datorită faptului că unii au venit, dar au căzut, au cedat presiunilor care se fac asupra lor. Atât de descurajați până la lacrimi, atât de descurajați până la a te gândi să părăsești lucrarea. Atât de descurajați încât poate n-ai somn noaptea în pat și te frămânți și nu știi ce să faci. Textul pe care l-am citit din 2 Timotei arată situația aceasta a tânărului Timotei care a fost și el descurajat. Fiind poate sub amenințarea persecuției romane, poate datorită ostilității unor membri din Efes și, nu în ultimul rând, datorită învățăturilor false care bântuiau vremea respectivă, Timotei a fost descurajat. A fost descurajat. Dar și tu poți să fii descurajat, așa cum și noi am fost și suntem câteodată descurajați. Și Timotei, în contextul acestei pericope, acestui pasaj pe care l-am citit, poate și tu ești descurajat. Poate ai făcut tot ce ai putut, tot ce ai știut pentru copiii tăi, ca să-i vezi cu Domnul. I-ai adus în casa lui Dumnezeu, le-ai dat educația cea mai bună, i-ai înconjurat cu dragoste, cu bunătate și acum poate te gândești și vezi că nu sunt ceea ce ai vrea să fie, poate că au luat-o pe alte căi, poate ca familie ești descurajat, poate ca soție sau ca soț, spui, doar eu trebuie să mențin echilibrul și pacea. Nu știu cât o să rezist și faci tot ceea ce poți pentru a menține acel echilibrul, pentru a rămâne împreună. Poate ca tânăr ești descurajat, poate că ai avut un vis profesional și nu ai putut să-l duci la îndeplinire și ești derutat și nu știi încotro. Te uiți poate la unul, te uiți poate la altul, ai vrea să fii în locul lui și te uiți în starea ta și zici în dreptul tău eșec, zici în dreptul tău faliment și ești descurajat. Poate ca lucrător ești obosit, te simți nefolosit, ești în ispita aceasta de a te compara poate cu ceilalți. Poate n-ai înțeles exact că măsura darului pe care ți-a dat-o Dumnezeu și modul în care Dumnezeu vrea să te folosească, trebuie să le accepți, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, fără să te uiți în stânga și în dreapta. Și poate că datorită acestor lucruri ești descurajat. Foarte pe scurt, vreau să vă spun cum putem fi încurajați. La 12, da? La 12 fix. Cum putem fi încurajați? Versetele 1 la 3. Din textul acesta, uitați-vă, vă rog, frumos împreună cu mine, cum putem fi încurajați? Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Și versetul 2 și 3 continuă, de fapt versetul 1 și 2. În aceste două versete ne este amintit numele Iisus Hristos de 3 ori.
Iată, noi putem fi încurajați având o relație cu Iisus Hristos. Și ce este cel mai frumos este că El vrea să avem această relație cu El. El ne cheamă în această relație cu El. Și sigur că este imposibil să avem o relație cu Dumnezeu cel Sfânt, noi care suntem păcătoși, dacă n-ar fi crucea lui Hristos. De aceea, dovada că El vrea să aibă o relație cu noi este că a venit în lumea noastră, s-a întrupat, a trăit o viață perfectă, a murit pentru păcatele noastre, luând asupra Lui toate păcatele noastre, a înviat a treia zi după Scripturi, s-a înălțat la cer și ne-a făcut această promisiune că va veni. Și aici suntem, în așteptarea Mântuitorului, care va veni și ne va lua și vom fi împreună cu El. Relația cu Iisus Hristos este posibilă datorită jertfei Lui, datorită persoanei Lui. Dar bine, cum se manifestă această relație cu Iisus Hristos? Printr-o viață de mulțumire. Versetul 3 ne spune lucrul acesta: mulțumesc Lui Dumnezeu. Să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru fiecare aspect. Să-i mulțumești Lui Dumnezeu chiar și atunci când poate împrejurările prin care treci nu sunt favorabile. Să-i spui mulțumesc. Și bineînțeles, asta nu înseamnă o acceptare pasivă, ci o încredere deplină că Dumnezeu va interveni și va schimba răul în bine, pentru că El poate. Și că și acel, așa zis, rău, faliment, eșec, care ți se întâmplă, este pentru binele tău. Și cunoscând perspectiva aceasta, poți să spui mulțumesc. Apoi, relația cu Iisus Hristos este exprimată nu doar printr-o mulțumire, printr-o viață de mulțumire, dar și printr-un cuget curat. Spune mai departe Apostolul Pavel aici: îi slujesc cu un cuget curat. Acel standard de bază al cunoașterii binelui și răului cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, trebuie păstrat curat cugetul acesta. Și noi îl putem păta când știm că este ceva greșit și totuși facem acel lucru. Dar în același timp, când știm că trebuie să facem un lucru bun și îl facem, suntem încurajați, suntem confirmați. Și nu în ultimul rând, un cuget curat, nu în ultimul rând, relația cu Iisus Hristos este exprimată printr-o viață de rugăciune. Spune aici mai departe: te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Sigur că noi ne putem ruga oricând, pentru că rugăciunea exprimă dependența noastră de Dumnezeu. Și nu trebuie luată rugăciunea ca o ultimă soluție, ci ca o primă intervenție în orice situație am fi. Rugăciunea. Iată, relația cu Iisus Hristos ne poate încuraja, indiferent de descurajările de care ai parte. Relația cu Iisus, care este exprimată printr-o viață de mulțumire, printr-un cuget curat și printr-o viață de rugăciune. Și mă rog ca noi toți să avem o astfel de relație cu Iisus Hristos. În al doilea rând, cum mai poți fi încurajați? Versetele 4 și 5. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Și mi-aduc aminte și de credința ta. Ce era Apostolul Pavel pentru tânărul Timotei descurajat? Descurajat de amenințarea persecuției romane, de ostilitatea unora dintre membrii și de atacurile învățătorilor falși. Ce era Apostolul Pavel pentru Timotei? Un prieten devotat, un prieten adevărat. Și uitați cum este descris această prietenie. Mi-aduc aminte de lacrimile tale. Înseamnă că atunci când se întâlnea Pavel cu Timotei, Timotei era vulnerabil, își deschidea sufletul atât de mult încât era gata să plângă, pentru că știa că îl înțelege. În fața lui stă un om matur al lui Dumnezeu, care se bucură de sfaturile lui, de confidențialitate, sigur, și de aceea de vulnerabilitatea aceasta pe care o vedem în Timotei. Prieteni devotați, care sunt sensibili, sunt sensibili la problemele tale, care sunt gata să te asculte, să te înțeleagă, nu doar să te sfătuiască. Este bună sfătuirea, dar în primul rând să fie gata să te asculte. Și nu doar sensibili, dar și credincioși. Uitați-vă în versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta. Adică, pe de o parte, Pavel se uită la lacrimile lui, la sinceritatea lui, dar se uită și la credința lui. Iată că un prieten bun, un prieten devotat, trebuie să aibă aceste două caracteristici. Să fie sensibil cu tine, să fie gata să te asculte, să fie gata să te înțeleagă, dar să aibă și această credință autentică. Autentică.
Și sigur că noi fiecare dintre noi, fiecare dintre noi avem nevoie de un Pavel. Fiecare avem nevoie de un prieten devotat. Și mă rog să te uiți după acel prieten, sensibil și credincios în același timp. Lacrimi sincere și credință autentică. Iată ceea ce îi caracterizează pe acești oameni, prieteni devotați, de care avem nevoie pentru a fi încurajați când trecem prin descurajări. Și ultimul lucru, cum putem fi încurajați? Prin puterea care vine de la Dumnezeu. Versetul 6 și 7 ne spune acest lucru. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Iată, avem nevoie de această putere. Noi am fost aduși la credință prin harul lui Dumnezeu. Și tot prin har putem continua și prin har vom finaliza alergarea noastră. Și avem nevoie de această putere de a continua prin greul acesta al vieții. Și iată că această putere care vine de la Dumnezeu nu înseamnă a da cu pumnul în masă în casa ta să dovedești că tu ești bărbatul. Nu înseamnă a avea întotdeauna tu ultimul cuvânt fără să ții cont de ceea ce spun ceilalți. Nu asta înseamnă putere de la Dumnezeu. Puterea care vine de la Dumnezeu înseamnă să ierți așa cum a iertat Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un om puternic care are putere de sus. Asta înseamnă să iubești cum ai iubit Dumnezeu într-un mod necondiționat și să ai îndrăzneala care vine de la Dumnezeu. O, mă rog ca toți să avem această putere de la Dumnezeu. Să avem această încurajare prin relația noastră cu Iisus Hristos, prin prieteni devotați și prin puterea care vine de sus. Mulțumesc că m-ați ascultat și mă rog ca Dumnezeu să fie binecuvântat în viața noastră și prin viața noastră. Și atunci când vă aduceți aminte de noi, rugați-vă pentru noi, ca împreună să fim lucrători. De ce nu? Să ne vizitați pe termen lung sau scurt. De ce nu? Poate să adoptați unul dintre proiectele noastre. Și în felul acesta, așa cum am auzit la studiu biblic, noi suntem pietre vii, să contribuim fiecare, pentru că este împărăția lui Dumnezeu. Și asta este voia lui, ca împărăția lui să se extindă. Să se extindă până la marginile pământului. Asta este voia lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Mulțumim, frate George. Pare rău că timpul a fost cam scurt. Nu trebuia neapărat să te grăbești. Mi-ai pus o povară deosebită pe umeri și le comunica fraților că se poate termina predica în 10 minute. Dar Domnul să binecuvinteze lucrarea voastră acolo. Ne rugăm, invitația am auzit-o. Dacă vrem să, frate Nicu, dacă vrem să mergem chiar fizic, frații ne primesc, poate se poate folosi Domnul și putem să ajutăm pe frați de acolo și o să ne rugăm și o să ne gândim în privința aceasta. Nu este exclus. Și dacă Domnul ne călăuzește așa, o să dăm curs și invitație. Între timp, vă rog să vă deschideți inimile și în dorința de a-l ajuta pe fratele, dacă dați, și o să facem colecta acum, v-am spus, printre ultimele colecte, poate săptămâna asta, pe urmă va trebui să punem în spate, să avem în minte, dacă dați un check pentru dâns și puneți acolo la memo, e pentru misiunea asta și Domnul să vă răsplătească jertfa și Domnul să vă răsplătească și dumneavoastră lucrarea care o faceți acolo. Și știu că vor fi momente de bucurie în veșnicie atunci când ne întâlnim cu ce am făcut aici. Dar între timp avem nevoie de încurajarea Domnului. Haideți să cântăm împreună în timp ce ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie atunci. Cântarea, mă încred în El orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul, Tată, m-a călăuzit. În timp ce vin tineri din față, vreau să spun Youth Choir Practice at 4:15 p.m. today. Please do not be late. I'm just reading off the list. See songs, see the group me
communication for songs, for the songs. Chiar pentru programul de seară, pentru tot ce facem, Doamne, joburi, școală, familie, toate activitățile, Doamne, în care suntem implicați, călăuzește inimile noastre, lasă ca atenția noastră să nu fie împărțită, ci să te auzim, să te urmăm și să te ascultăm așa cum ne-ai cerut, ca și ucenicii ai tăi. Fă, Doamne, să fim o lumină pentru cei care ne înconjoară. Și ajută-ne, Doamne, în lucrarea aceasta. Mă rog, Doamne, în mod special pentru fratele George Șerban, pentru lucrarea care o fac în România. Și te rog, Doamne, să le dai acolo în misiunea aceasta, în adunarea pe care o păstorește. Te rog, Doamne, să le dai putere, izbândă, belșug de cuvânt, prospețime în Evanghelie. Lasă, Doamne, ca răspunsul sufletelor care ascultă să fie unul bun, unul în ascultare și în pocăință. Și ajută-ne, Doamne, și pe noi, ci să trăim în ascultare, să te urmăm, Doamne, în totul totului tot și să facem voia Ta în fiecare situație prin care ne treci. Lasă ca harul Tău să fie la lucru, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să călăuzească mințile noastre pentru o apropiere mai mare de Tine și pentru o înălțare mai adâncă, Doamne, mai semnificativă a Domnului Iisus în viața noastră și în traiul nostru. Lasă, Doamne, ca și cei care nu Te-au auzit, care nu Te-au înțeles, sau poate au auzit și poate n-au vrut să primească, să Te asculte. Mai vorbește-le, Doamne, odată și din familiile noastre, de la locurile de muncă, cei pe care îi aducem, Doamne, necurmat înaintea Ta, îndură-Te și ai milă de ei. Și păzește, Doamne, adunarea întreagă și în numele și pentru meritele Domnului Iisus, Doamne, fă ca credincioșia Ta, bunătatea Ta și harul Tău să fie și să rămână peste noi, astăzi și în veci de veci.